Bună seara, sunt Ana Maria Predilă și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Ora de Sănătate. Suntem la Alege TV, dar ne auzim și pe Radio Sud și pentru ediția din această seară am ales să vorbim despre imunitatea organismului, despre cum trebuie să ne întărim organismul, mai ales în această perioadă de trecere de la sezonul rece la sezonul ceva mai cald, iar pentru acest lucru l-am invitat în această seară alături de mine pe domnul doctor Iulian Uță, medic primar, medicină de familie și medic rezident în pediatrie. Bună seara, domnul doctor, seara. Și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc de invitație! Așa cum spuneam, am ales să vorbim în această seară despre imunitatea organismului. Dumneavoastră sunteți medic de familie și îi sfătuiți adesea pe pacienții dumneavoastră cum să aibă grijă de organismul lor și mai ales pe părinții cu copii care își doresc să aibă grijă de imunitatea copiilor lor. Și este un subiect interesant, mai ales în această perioadă în care organismul are cumva de pierdut în trecerea aceasta de la sezonul rece la sezonul ceva mai cald. Pentru început aș vrea să ne spuneți puțin ce reprezintă imunitatea, ce ar trebui să știm noi legat de sistemul imunitar. Este un subiect foarte vast pe care putem să-l discutăm, cred că și după ce se termine emisiunea, foarte mult timp. Imunitatea este în primul și în primul rând sistemul de apărare al organismului împotriva factorilor externi care ne agresează. Este un sistem cu scopul declarat de a păstra integritatea organismului. Este, pe scurt, ceea ce ar trebui să știe toată lumea despre sistemul imunitar. Ca să ne dăm seama ce influență are asupra organismului, până la urmă trebuie să discutăm foarte clar de rolurile sistemului imunitar, unde acționează el și în ce sens ne ajută el în așa fel încât noi să ducem o viață liniștită fără să avem probleme cu mediul înconjurător. Și în primul rând trebuie să ne gândim la rolul sistemului imunitar, acela de a deosebi, așa cum spune în termen medical, non-self-ul de self. Asta înseamnă de a deosebi organismul și celulele organismului și organismul în sine de către factorii care ne agresează din exterior, care se considerează non-self. Asta este primul rol al organismului, al sistemului imunitar și aici, bineînțeles că este inclusiv apărarea organismului, ceea care ne interesează pe noi, împotriva bacteriilor, virusurilor, protozoarelor, fungilor, a tuturor agenților externi care în contact cu organismul provoacă infecții de toate felurile. Deci asta este primul rol și asta trebuie să discutăm și la cabinet și în viața de zi cu zi trebuie mereu să avem în minte lucrul ăsta. Al doilea rol al sistemului imunitar este acela de... Este un lucru care nu ne mai interesează pe noi de data asta în practica de zi cu zi și medicală, dar și cotidiană, acela de a rearanja, este un rol homeostatic, de a rearanja și de a face curățenie în organism, de a îndepărta celulele bătrâne, de a îndepărta celulele care își modifică rolul și forma și în același timp de a reîntineri organismul. Roluri mai noi descoperite sunt și acelea de a apărare împotriva celulelor care își modifică nu numai forma, dar și funcția. Și asta înseamnă că are un rol foarte important, mai ales în apariția unor boli precum cancerul. Și un rol care de foarte multe ori este nu în folosul organismului, al omului în general, este acela de a îndepărta grefele, de a îndepărta organismele care nu sunt proprii organismului nostru. Dar, așa cum știm, bine știm, grefele în momentul de față sunt modalități medicale de a putea înlocui anumite părți ale organismului care deja au fost deteriorate, sunt în folosul organismului și vă dați seama că de data asta sistemul imunitar poate să facă mai mult rău decât bine, dar este unul din rolurile lui.
Revenind la ce ne interesează pe noi foarte mult, la rolul de apărare împotriva infecțiilor de toate felurile, sistemul imunitar, trebuie să știți că luptă cu toate forțele împotriva agenților externi, viral, bacterieni, de orice fel, de când ne naștem și până vom muri în continuu, fără să aibă oprire sub nicio formă. Practic, el ne protejează, luptă împotriva acelor organisme care ar vrea să ne facă rău într-un fel. Da. Este un mod de a spune, este pur și simplu bariera noastră de apărare. Bariera de apărare împotriva tot ceea ce zic să factor extern agresant împotriva organismului. Tocmai de aceea este foarte important să avem grijă de sistemul imunitar și să îl ajutăm să lupte cu toți acești răufăcători, dacă putem să le spunem așa, ai organismului. Cum facem să ajutăm sistemul imunitar să lupte? În primul și în primul rând, printr-o alimentație sănătoasă. Nu trebuie, sub nicio formă, ca pe primul rând să punem stimuli ai sistemului imunitar în rândul medicamentelor sau în rândul altor substanțe care pot să ne ajute să stimulăm sistemul imunitar. Alimentația sănătoasă este singurul lucru care, până la urmă, poate să ducă la îndeplinirea în bune condiții a unei apărări imunitare. Gândiți-vă că dacă ne alimentăm sănătos cu toate elementele nutritive de care avem nevoie zilnic, sistemul imunitar va funcționa normal și atunci, bineînțeles, că apărarea va fi de calitate. La fel, ca să ne dăm seama despre ce este vorba, trebuie să ne gândim că sistemul imunitar luptă cu niște arme împotriva agenților externi și atunci armele acestea trebuie să fie în bune condiții. În primul și în primul rând sunt organele sistemului imunitar care luptă și care până la urmă trebuie întreținute și menținute la parametrii optimi și apoi fiecare organ și rolul lui trebuie să-și facă datoria în așa fel încât să putem să avem o apărare sănătoasă. Gândiți-vă la măduva hematogenă, care este unul dintre principalii factori care luptă, fac parte în primul și în primul rând de sistemul imunitar și luptă împotriva agresiunii externe. Dacă măduva hematogenă nu ar mai furniza tipuri de celule care să lupte eficient, în momentul respectiv, imunitatea se poate spune, așa cum vorbim zi de zi la cabinet, că este slăbită sau este o imunodeficiență, e mult spus, dar putem spune că este slăbită în așa fel încât avem o problemă imunitară și de aceea facem infecții repetate, de aceea facem afecțiuni virale, bacteriene repetate pentru a, și în felul ăsta nu avem o sănătate așa cum ne-am dorit. Practic, alimentația este principalul motor în întreținerea imunității. Da. Acum, așa cum spuneam la începutul emisiunii, în trecerea aceasta de la iarnă la primăvară-vară, organismul este cumva dezechilibrat și poate că sistemul imunitar în această perioadă are și mai mare nevoie de susținere. Cum să profităm de toate minunățile acestea alimentare pe care ni le oferă primăvara, astfel încât să ne întărim sistemul? Trebuie să vă gândiți la nivel mare, nu țintit. Gândiți-vă că trecem de la iarnă, unde în marea majoritate dintre noi consumăm alimente conservate, o dietă bogată în proteine, mai ales din carnea pe care o consumăm pe timp de iarnă, și ajungem la sfârșitul iernii să avem anumite carențe de vitamine, minerale, în așa fel încât pe parcursul a câteva luni de iarnă organismul se modifică în totalitate, își modifică funcțiile, mult spus funcțiile, își modifică puțin din fiecare
rol pe care îl are mai ales țesutul limfoid din partea sistemului imunitar care ne ajută în apărarea organismului și în felul ăsta ajungem la un moment dat cu un sistem imunitar ușor depresionat care nu face față în totalitate infecțiilor. Mai ales adăugând asupra ceea ce am discutat, sezonul rece poate să-mi furnizeze o cantitate mai mare de bacterii, virusuri, pentru că ele se dezvoltă în perioada asta cu precădere. Bineînțeles, colectivitatea foarte mult influențează acest lucru, mai ales la copii. Și toate acestea, una peste alta, toate acestea concurând, înduc la sfârșitul sezonului de iarnă, începutul sezonului de primăvară, înduc la o imunitate ușor scăzută, care, bineînțeles, că își pune amprenta asupra organismului și asupra apărării. Vine sezonul de primăvară, unde începem să ne schimbăm felul de alimentație. Vom mânca din ce în ce mai multe verdețuri. E mult spus, dar în felul ăsta, da, dar în felul ăsta o să aducem un aport de vitamine și minerale. Vom mânca în primul și în primul rând nu alimente conservate și alimente crude, care iar au un alt rol în a menține sănătatea organismului și, bineînțeles, că încet, încet o să ajungem să creștem ușor sistemul imunitar, așa fel încât apărarea să fie de mai bună calitate. Pe lângă aceste fructe și legume proaspete pe care ni le oferă sezonul acesta de primăvară, este nevoie să luăm și suplimente alimentare, vitamine? În general există concepția asta că în primele luni de primăvară este bine să ne luăm și un aport de vitamine, de minerale. Este nevoie acolo unde într-adevăr este nevoie. Nu toată lumea trebuie să ia vitamine și minerale doar de dragul de a le lua. Sub nicio formă nu trebuie să facem, e mult spus, polipragmazie sau medicație, dar și automedicație nu e cazul la fel să facem. Facem tratamente cu vitamine, minerale, imunostimulatoare de toate felurile, acolo unde avem nevoie, acolo unde este un nevoie de așa ceva, unde avem semne, da, da, unde avem o infecție prezentă, unde avem o imunodeficiență prezentă, nu la un organism sănătos, care, v-am spus, se poate regla foarte ușor prin alimentație. Deci nu... Ca să ne dăm seama dacă avem nevoie, într-adevăr, de un supliment în plus față de alimentație, ce ar trebui să facem? Bănuiesc că, în primul rând, ar trebui să mergem la medicul de familie, care ar putea să-și dea seama dacă avem nevoie de suplimente. Ca, de altfel, pentru orice altă afecțiune de care suferim, primul loc unde trebuie să ajungem este medicul de familie. E bine de știut că, așa cum eu primez la cabinet, fără nicio problemă pe toată lumea, pentru a discuta, în primul și în primul rând, despre problemele pe care pacienții le au, așa pot să meargă și dânsii la fiecare medic de familie la care sunt arondați, în așa fel încât să discute problemele respective. O problemă pe care pacientul o are poate fi interpretată cu totul și cu totul altfel de un medic care are o pregătire în acest sens și atunci trebuie discutat. Suplimente de orice fel pot fi luate în cazul în care o persoană se prezintă la medic cu infecții repetate, bacteriene, virale, de orice natură, cu tratamente efectuate cu rezultat destul de slab, destul de un rezultat nesatisfăcător, în așa fel încât trebuie văzut mai departe care este problema reală, în așa fel încât să putem ajunge la o linie de plutire, la un organism care să nu mai sufere din cauza infecțiilor de toate felurile. Asta este primul lucru pe care trebuie să-l facă. Să descoperim modalitatea prin care trebuie administrate aceste suplimente alimentare de toate felurile și să descoperim dacă avem nevoie să le administrăm sau nu.
Există și semne, simptome care ar putea să ne dea de gândit că avem probleme ale sistemului imunitar? Da, în primul și în primul rând, răspunsurile exagerate pe care le are organismul în diverse feluri la factorii externi, la agresiunea factorilor externi. Un răspuns imunitar slab îmi duce la, în primul și în primul rând, o lipsă de reacție a organismului în momentul în care facem o infecție și tratament pentru infecția respectivă. E posibil să avem un răspuns foarte slab în momentul în care un pacient se prezintă cu infecție bacteriană, să zicem, îi dăm tratament corespunzător cu tot ceea ce conține tratamentul respectiv, mă refer la un antibiotic antiinflamator și un antihistaminic, putem să asigurăm produse care să facă în așa fel încât să funcționeze mai bine organismul. Pot fi mai multe lucruri administrate în tratamentul pacientului și în momentul respectiv răspunsul organismului să fie nesatisfăcător. Asta este unul din motivele pentru care putem spune că avem o imunodeficiență, un sistem imunitar slab. Da. De altfel, pacientul respectiv se poate întoarce peste 2-3 săptămâni, 4 săptămâni, cu o recidivă la boala respectivă, fapt care atunci trebuie neapărat să ne pună pe gânduri să vedem exact ce s-a întâmplat. E clar că nu răspunde organismul și în același timp, bineînțeles, pot fi incriminați și alți germeni, care nu au fost descoperiți, trebuie continuate investigațiile. De aceea trebuie discutat în primul și în primul rând pe tema aceasta. Cum se face diagnosticarea problemelor acestea ce pot ține de sistemul imunitar? În primul și în primul rând, prin teste de laborator. Deci, prin examene paraclinice. Anamneza nu este de neluat în seamă, este de discutat, așa cum am și vorbit înainte. Foarte mult trebuie discutat cu pacientul să vedem care este istoricul bolilor respective, istoricul afecțiunilor pacientului respectiv. În felul ăsta... În felul ăsta ne dăm seama dacă pacientul în ultima perioadă a suferit foarte multe intervenții din punct de vedere medical, dacă a luat foarte multe tratamente, dacă a fost de foarte multe ori bolnav în ultimele sezoane. Deci, în felul ăsta ne dăm seama de istoricul pacientului, în felul ăsta ne dăm seama de, dacă vreți, de calitatea sistemului lui imunitar. Bineînțeles, prin analize de laborator putem foarte clar să vedem ce tipuri de infecții are, ce tipuri de, mă refer aici la electroforeza proteinilor serice, ce tipuri de imunoglobuline are prezente. Sunt mai multe lucruri pe care putem să le facem prin teste de laborator. Domnul doctor, luăm o scurtă pauză și revenim cu alte detalii interesante legate de cum să facem să avem o imunitate de fier. Luăm o scurtă pauză și revenim. Ca orice mamă, ai tot timpul grijă de copilul tău. Ai grijă să fie curat, să învețe să citească, să fie ordonat sau să se dezvolte armonios. Nu uita însă să ai grijă și de lucrul cel mai important. Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni de la ora 21:30 doar la Alege TV. Cum pot să fii părinte și să hotărăști că copilul tău nu trebuie să afle care sunt principiile moralei care stau la baza
societății europene. Cum oare să nu pot mărturisi adevărul? Eu cred în demnitate și responsabilitate. Eu cred că toleranța stă în puterea iubirii. Ar trebui să avem privirea în sus. Eu cred că sufletul nu moare. Pentru satul, țara și tradițiile în care m-am născut. M-am întrebat ce ar fi fost viața mea fără ora de religie. Eu cred în puterea sufletului. Semnează acum pentru ora de religie. În fiecare zi, viața ne oferă o mulțime de posibilități. Trebuie să facem alegeri, să luăm decizii. Uneori facem alegerile corecte, alteori însă ajungem să trăim momente de coșmar. 98% dintre victimele exploatate sexual sunt femei. Ele au crezut că aleg o viață mai bună. Au crezut că vor munci decent într-un restaurant sau într-un bar. Dar au ajuns să fie doar o marfă plasată de alții în stradă. Au ajuns să fie folosite, umilite și agresate. Pentru noi e simplu să le privim pe aceste femei cu detașare și superioritate. Le stigmatizăm și le învinovățim fără a ști ce traume ascund. Violență, șantaj, amenințări cu moartea, sechestrare sunt doar cuvinte brutale pentru noi, dar pentru aceste femei sunt realitatea de zi cu zi. Aceste femei sunt forțate să se prostitueze, iar indiferența noastră nu face altceva decât să contribuie la suferința lor. Și voi, cele care sunteți în căutarea unui loc de muncă în străinătate, puteți să vă informați înainte să fie prea târziu. În spatele unui simplu anunț se poate ascunde o adevărată dramă. Victima traficului de persoane poți fi chiar tu. Nu te lăsa păcălită. Acum mai bine de 25 de ani, românii au luptat pentru libertate și au învins. Copiii acelorași români sunt acum amenințați de o democrație prost înțeleasă, care ar dori să șteargă orice urmă de spiritualitate din educația lor. Oferă copilului posibilitatea de a-și cunoaște credința și libertatea de a alege în cunoștință de cauză. Sunt Oana Olaru și vă invit să dezbatem subiectul zilei. De luni până vineri, de la ora 20, la Alege TV. Am revenit în platoul emisiunii Ora de Sănătate și le reamintesc telespectatorilor Alege TV, dar și radioascultătorilor Radio Sud, că alături de mine în această seară se află domnul doctor Iulian Uță, medic de familie, medic primar în medicină de familie și cu specializare în pediatrie. Domnul doctor, vorbeam mai devreme despre aspectele esențiale legate de sistemul imunitar și aș vrea să continuăm întrebările și informațiile legate de această temă și aș vrea să vă întreb în ce ar consta tratamentul acestor carențe, acestor probleme apărute în sistemul imunitar. Da. Și aici tratamentul, ca să putem să-l facem, trebuie să deosebim două lucruri esențiale, în primul și în primul rând, ce dorim să tratăm. Și ca să dorim să tratăm ceva, trebuie să ne gândim așa că imunitatea este de două feluri. Imunitate specifică și imunitate nespecifică. Așa sunt două lucruri care deosebesc din start tipurile de tratament pe care trebuie să le facem. Imunitatea nespecifică este imunitatea pe care o dobândim la naștere, cu care ne naște și este proprie. În primul și în primul rând, organismul, tuturor organismelor umane, este proprie speciei umane. Deci asta este primul lucru pe care trebuie să-l știm. Și atunci, imunitatea nespecifică este o imunitate care e o imunitate generală, care mi-acționează întotdeauna ca primă linie pentru apărarea organismului. Când discutăm de imunitate specifică, discutăm de imunitate dobândită. Este imunitatea dobândită
întotdeauna după contactul cu agresorul, cu antigenul respectiv. Asta înseamnă că un virus, o bacterie a luat contact cu organismul, a fost în contact direct cu macrofagele, dacă vreți în felul ăsta să vă spun, și i-a fost copiată informația, s-a format un anticorp împotriva acelui virus sau bacterii și acelui virus sau bacterii și bineînțeles că informația a fost reținută la nivelul organismului. Data viitoare când se va întâlni cu acest virus sau cu acest virus sau bacterii, organismul va ști să reacționeze pentru că deja a dobândit informația împotriva lui. Deci, atunci tratamentele pe care le facem sunt clar îndreptate în către unul sau către una sau către alta din cele două imunități pe care vrem să le facem. Și atunci, imunitatea specifică are foarte clar medicamente sau vaccinuri. Sunt unele injectabile, cum le știți bine, foarte bine le știți, sunt prezente și în Programul Național de Imunizări. Sunt vaccinuri care nu sunt prezente în Programul Național de Imunizări, sunt opționale, pot fi cumpărate de pe piața liberă, care sunt administrate în organismul, mai ales al copiilor de vârstă mică, în așa fel încât să li se creeze o imunitate împotriva agresorilor din tipurile prezente în vaccinul respectiv. Mă gândesc acum la antipolio sau la vaccinul pneumococic, antipneumococic, vaccinul antipneumococic, care sunt vaccinuri strict pe tulpinile pe care le găsim în seringa respectivă, în serul respectiv. La pneumococic, la vaccinul antipneumococic, la început au apărut cu 7 tulpini de pneumococ, acum sunt cu 13 tulpini de pneumococ. Deci, imunitatea specifică va fi doar pe acele tulpini de pneumococ pe care noi le-am inoculat. Sub nicio formă, dacă avem o a 14-a tulpină de pneumococ pe care noi nu am inoculat-o, nu avem imunitate împotriva ei. Așa este și cu vaccinul antiviral pe care îl facem. De obicei sunt 3 tulpini în el. 3 tulpini care, din punctul de vedere al Organizației Mondiale a Sănătății, sunt cele mai prezente în sezonul respectiv. Dar e posibil ca într-un sezon noi să facem cunoștință cu un alt tip de virus care nu l-am avut în vaccinul antigripal și, bineînțeles, să facem boala în felul ăsta, vaccinul neavând niciun rol în apărarea organismului împotriva acelui virus. Sunt vaccinuri și cu administrare orală. Sunt câteva produse pe piață care au diverse tipuri de bacterii prezente. Mă refer la bacterii inactive, la fragmente din bacteriile respective, la capsule ale bacteriilor respective, în așa fel încât să declanșeze un răspuns imun, să declanșeze formarea de anticorpi, în așa fel încât atunci când ne întâlnim real cu boala respectivă, să putem să reacționăm fără să chiar să facem boala sau să facem o formă ușoară. Și asta trebuie reținut, nu neapărat fiind vaccinați împotriva acelei boli, nu o vom mai face niciodată. Putem să facem o reacție ușoară, o reacție care mi se pare normală să o facem în momentul în care luăm contact cu boala respectivă. Apoi sunt tratamentele pentru direcționate către imunitatea nespecifică. Pe piață avem foarte multe medicamente pe care putem să le administrăm. Cele mai cunoscute în România și cele mai folosite sunt vitamina C, echinacea, nu numai în România, probabil că și în alte țări, nu cunosc eu exact situația. Dar produsele cu echinacea sau produsele cu vitamina C sunt foarte variate în primul și în primul rând, cred că fiecare firmă de medicamente are câte un produs pe așa ceva. Ele stimulează în general sistemul imunitar, duc la apariția a mai multor celule care luptă împotriva agresiunii externe a antigenilor. Mă refer la limfocitele B, la limfocitele T, în așa fel încât pentru o perioadă scurtă de timp,
avem un sistem imunitar crescut, așa cum se vorbește în cabinet și nu numai, și în viața de zi cu zi, avem un sistem imunitar puternic care să poată să facă față. Dar atenție, pentru o perioadă scurtă de timp. Fiecare celulă în organism are o perioadă de viață finită. Ceea ce înseamnă că pentru o perioadă scurtă de timp, atâta timp când luăm medicamentul, avem o creștere a sintezei de celule, din celulele respective, care la un moment dat se vor micșora ca număr și bineînțeles că răspunsul imun va fi din nou același pe care l-am avut înainte. Asta este singura diferență între cele două tipuri de tratamente. Sunt foarte multe persoane care apelează la terapiile acestea alternative, la multe tratamente pe bază de plante. Le recomandați? Care este părerea dumneavoastră? Tocmai am discutat de produse pe bază de echinacea. Sunt unele produse pe care le recomand cu toată încrederea, din cauza că au și dovezi foarte clare în spate că au eficiență. Acum trebuie să vă gândiți, fac un pic o paranteză, trebuie să vă gândiți că în meseria noastră suntem învățați din facultate să practicăm medicină bazată pe dovezi și nu pe zvonuri, am auzit, a făcut vecinul, mi-a spus mie nu știu ce colegă prin părculeț, pe băncuță sau am citit pe internet. În momentul în care un medic își exprimă o părere, din punctul meu de vedere, ar trebui părerea respectivă să fie dintr-un tratat de medicină, dintr-un act cu dovești științifice clare, care să-i dea nu numai greutate celor ce spune, dar în același timp să fie sigur pe ceea ce vorbește. Este clar că, exemplu, există în România un congres, cred că organizat și de firme de medicamente cu rol în așa ceva, de un congres pentru produse, așa cum le numim în viața de zi, suplimente alimentare, pe bază de plante și congresul respectiv are destul de mulți participanți din rândul profesorilor cu renume în România și care, bineînțeles, că vin cu studii pe tipuri de extracte standardizate din plante care au efect și, bineînțeles, că studiile respective nu pot fi contestate. În momentul în care discutăm de produse efectuate în condiții pe care nu le cunoaștem, aduse din nu știu ce state care nu respectă mai ales standardele Uniunii Europene. Acum noi suntem în Uniunea Europeană și în Uniunea Europeană trebuie să avem niște standarde. Faptul că un produs este fabricat în Uniunea Europeană, din punctul meu de vedere, ar trebui să-i mărească din start calitatea acelui produs. Nu este exclus să fie să vină din afară Uniunea Europeană să fie și mai bun. Dar asta este primul lucru. Avem niște standarde în Uniunea Europeană și în momentul de față nu cred că mai poți să mai pui pe piață un produs de orice natură care să nu respecte standardele impuse. Și atunci mă gândesc că aceste produse, pe lângă studiile pe care le au în spate și care ele, studiile, susțin eficiența lor, bineînțeles că au și o calitate adecvată, în așa fel încât să putem să le recomandăm. Nu pot spune despre toate produsele. Deci trebuie avut mare grijă, la fel nu pot spune despre toate produsele. De aceea trebuie să avem mare grijă ceea ce cumpărăm. Nu orice produs pe piață, mai ales pe piața produselor din plante, da? Poate fi numit eficient. Nici nu cunosc toate produsele de pe piața produselor din plante. Tocmai de aceea este important ca înainte să ne comandăm ceva sau să mergem la farmacie și să cerem un anumit medicament, să trecem pe la medicul de familie. Întotdeauna părerea unui medic sau unui farmacist este, din punctul meu de vedere, obligatorie. Unde poate duce sistemul imunitar dacă nu este ținut sub control, dacă nu este ajutat să lupte împotriva organismelor acestora care fac rău? Ce boli poate declanșa? Noi discutăm, am discutat și am pus în primul rând bolile infecțioase.
Dar trebuie să vă gândiți că patologia sistemului imunitar este foarte diversă și în același timp cu probleme foarte grave care pot să ducă până și până la deces în momentul în care discutăm de afecțiuni imunitare de altă natură și nu de cele infecțioase. Sunt foarte grave afecțiunile imunitare, multe dintre ele sunt necunoscute, multe dintre ele sunt doar cu sunt doar parțial documentate, în așa fel încât este o, de aceea și imunologia este o specialitate separată. Sunt medici specialiști, imunologi care fac foarte, foarte clar deosebirea între bolile respective și trebuie să vă gândiți că există atât de multe boli imunologice încât varietatea lor poate duce la atât de multe răspunsuri ale organismului, la atât de multe boli pe care mulți dintre noi nici nu le întâlnim la cabinet, de care doar citim în cărți și vedem la televizor sau vedem în viața de zi cu zi, câte un caz la nu știu câte sute de mii de, sau milioane de, milioane de oameni. Sunt boli care, în primul și în primul rând, afectează organismul, acesta de cele mai multe ori nerăspunzând în totalitate sau parțial la agresiunea externă a factorilor, a factorilor agresanți ai organismului. Gândiți-vă, numai a fost un caz de boală Steven Johnson, de care eu am avut tot așa, este o afecțiune imunitară. La HIV, gândiți-vă la HIV. Este un răspuns zero al organismului împotriva oricărei tip de infecții, sau nu numai, dar oricărei tip de agresiune asupra organismului. Și atunci de aici putem să mergem la toate tipurile de afecțiuni. Dar și cancerul este pus pe baza unei imunități foarte scăzute. Este o chestie pe care v-am spus, are treabă cu rolul imunității. La începutul discuției noastre am spus la un moment dat că imunitatea are rol în a îndepărta din organism celulele care își modifică forma, funcția, care îmbătrânesc. În momentul în care acest sistem imunitar de care discutăm nu-și mai face rolul, într-adevăr, nu-și mai îndeplinește rolul, bineînțeles că o celulă poate să își modifice funcția, să intre în, așa cum discutăm din punct de vedere medical, să apară displazia, metaplazia și apoi modificarea chiar să apară chiar cancerul, în așa fel încât nemai îndepărtând celula respectivă, apare multiplicarea ei și atunci sunt probleme destul de mari. Tocmai de aceea este foarte important să avem grijă de acest sistem imunitar, să îl încurajăm să lupte și să-l ajutăm să lupte împotriva tuturor acestor probleme. Domnul doctor, mai luăm o scurtă pauză, după care revenim cu un alt subiect interesant și anume automedicația, o problemă cu care se confruntă mulți români și care este foarte importantă de lămurit. Luăm o scurtă pauză și revenim. Ca orice mamă, ai tot timpul grijă de copilul tău. Ai grijă să fie curat, să învețe să citească, să fie ordonat sau să se dezvolte armonios. Nu uita însă să ai grijă și de lucrul cel mai important. Vrei?
Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni de la ora 21:30 doar la Alege TV. Cum poți să fii părinte și să hotărăști că copilul tău nu trebuie să afle care sunt principiile moralei care stau la baza societății europene? Cum oare să nu pot mărturisi adevărul? Eu cred în demnitate și responsabilitate. Eu cred că toleranța stă în puterea iubirii. Ar trebui să avem privirea în sus. Eu cred că sufletul nu moare. Pentru satul, țara și tradițiile în care m-am născut. M-am întrebat ce ar fi fost viața mea fără ora de religie. Eu cred în puterea sufletului. Semnează acum pentru ora de religie. În fiecare zi, viața ne oferă o mulțime de posibilități. Trebuie să facem alegeri, să luăm decizii. Uneori facem alegerile corecte, alteori însă ajungem să trăim momente de coșmar. 98% dintre victimele exploatate sexual sunt femei. Ele au crezut că aleg o viață mai bună, au crezut că vor munci decent într-un restaurant sau într-un bar. Dar au ajuns să fie doar o marfă plasată de alții în stradă. Au ajuns să fie folosite, umilite și agresate. Pentru noi e simplu să le privim pe aceste femei cu detașare și superioritate. Le stigmatizăm și le învinovățim fără a ști ce traume ascund. Violență, șantaj, amenințări cu moartea, sechestrare sunt doar cuvinte brutale pentru noi, dar pentru aceste femei sunt realitatea de zi cu zi. Aceste femei sunt forțate să se prostitueze. Iar indiferența noastră nu face altceva decât să contribuie la suferința lor. Și voi, cele care sunteți în căutarea unui loc de muncă în străinătate, puteți să vă informați înainte să fie prea târziu. În spatele unui simplu anunț se poate ascunde o adevărată dramă. Victima traficului de persoane poți fi chiar tu. Nu te lăsa păcălită. Acum mai bine de 25 de ani, românii au luptat pentru libertate. Și au învins. Copiii acelorași români sunt acum amenințați de o democrație prost înțeleasă, care ar dori să șteargă orice urmă de spiritualitate din educația lor. Oferă copilului posibilitatea de a-și cunoaște credința și libertatea de a alege în cunoștință de cauză. Sunt Oana Olaru și vă invit să dezbatem subiectul zilei. De luni până vineri de la ora 20 la Alege TV. Am revenit în platoul emisiunii Ora de Sănătate și le reamintesc telespectatorilor Alege TV, dar și radioascultătorilor Radio Sud, că alături de mine se află în continuare domnul doctor Iulian Uță, medic primar în medicină de familie și medic specialist în pediatrie. Domnul doctor, vorbeam mai devreme despre imunitate, despre cum trebuie să ne întărim sistemul imunitar, dar un subiect la fel de important și de interesant, mai ales pentru românii, este și automedicația. Este o problemă de care ne lovim frecvent la noi în țară și statisticile arată că românii au o înclinație așa în orientarea aceasta de a lua medicamente nu tocmai după recomandările medicilor, ci și după ceea ce le recomandă vecinii sau internetul. Sunt din ce în ce mai mulți români care preferă să-și administreze medicamente singuri, fără să treacă în prealabil, măcar pe la cabinetul medicului de familie sau pentru un sfat de la farmacist. Ce ar trebui să știm noi legat de această problemă a automedicației?
Sunt multe, multe, multe lucruri de discutat. Aș dori, pe lângă câteva lucruri de generale, să discutăm și de ceea ce mi se întâmplă mie la cabinet vis-a-vis de această problemă a automedicației. Este un lucru cu care mă întâlnesc foarte des. De cele mai multe ori sunt pus în imposibilitatea de a efectua un tratament corect din cauza că pacientul, pe lângă faptul că vine cu o problemă medicală în cabinet, este deja sub medicație. Sub medicație care, odată, îmi estompează simptomele pe care le-ar fi avut la început și care mi-ar fi sugerat clar diagnosticul, dar nu numai atâta, dar mă obligă să continui cât de cât în linia în care el a început, în așa fel încât să nu facem probleme de altă natură. Un tratament cu antibiotic, mai ales, care este început și este început de o zi, două. Dacă eu îl întrerup și continui cu un alt antibiotic care îl consider adecvat pentru boala respectivă, în momentul respectiv se întâmplă un lucru foarte clar. Germenii ai cărui spectru sunt incriminați în primul antibiotic pe care l-a auto-administrat pacientul, nu au fost îndepărtați în totalitate, nu au fost distruși în totalitate, nu au făcut decât să le micșorez numărul și în același timp să le dau informația că antibioticul respectiv poate acționa asupra lor și își creează rezistență împotriva antibioticului respectiv. Data viitoare, dacă eu întrerup antibioticul respectiv și dau un alt loc, data viitoare acei germeni se multiplică și nu mai au niciun răspuns la o administrare a aceluiași tip de antibiotic, dar nu mai aceleași tip de antibiotic, altor antibiotice care au acel aspectul de acțiune. Sunt probleme, am spus, cu care ne întâlnim zilnic. Sunt probleme cauzate, la început au fost cauzate, pentru că în ultima vreme nu am mai auzit să se întâmple foarte des această chestie. Erau cauzate în primul și în primul rând de posibilitatea pacienților de a-și cumpăra medicamente fără rețetă și în același timp de permisiunea pe care o aveau din partea farmaciilor de a și le administra. În momentul de față nu cred că se mai întâmplă așa ceva, sau dacă se întâmplă sunt cazuri rare de care eu nu știu și nu e cazul să discutăm. Dar sunt alte modalități prin care pacienții își pot procura antibiotice, ori le rămân de la vechi tratamente pe care le-au efectuat insuficient, sau nu le-au efectuat, pur și simplu. Sau fac rezerve în diverse modalități, sau împrumută în medicamente unii de la alții. Am văzut cazuri la mine la cabinet, unde pacienții, cunoscându-se între ei, ce ți-a dat? Păi uite, mi-a dat. Păi e bun și pentru mine atunci. Nicio problemă. Și au împrumutat rețeta unul de la altul pentru, hai să zicem, același tip de infecție. Dar trebuie să vă gândiți că în ochii unui medic, pacientul este întotdeauna o chestie individuală. Nu se pune problema să fie doi pacienți la fel. Nu discutăm de doi pacienți la fel niciodată. Fiecare are particularitățile lui care trebuiesc, în cazul unei boli, tratate separat în funcție de fiecare. Dacă putem discuta aici de foarte multe lucruri, dar gândiți-vă la copii. Greutatea este principalul lucru care duce la modificarea tratamentului în funcție de greutate, în funcție de agresiunea pe care fiecare antibiotic îl face asupra organismului, antecedentele pacientului respectiv. Sunt foarte multe lucruri care trebuie luate în considerare. Medicul așa ar trebui să se întâmple, medicul întotdeauna gândește lucrurile astea, chiar dacă nu le spune pacientului. Sunt nicio formă, nu ne apucăm și scriem o rețetă la toată lumea la fel și s-a rezolvat problema. Merge un antibiotic acolo cu spectrul larg, am rezolvat problema. Nu, sub nicio formă nu se întâmplă așa ceva. Cel puțin la medicii cu care eu am contact, sub nicio formă n-am văzut așa ceva și nici eu nu fac așa ceva. Întotdeauna tratamentul este personalizat. Fiecare dintre ei au un tratament adecvat a
adecvat bolilor pe care le au, complicațiilor pe care le au și nu se pune problema să împrumutăm tratamentul unul de la altul. Dar nu numai atâta. Nu se pune problema să-și facă automedicație la indicația medicului, nici nu există așa ceva. Deci nu. O altă problemă pe care o am la cabinet este a tratamentului prin telefon. Este un lucru care, cu care mă întâlnesc zilnic și de foarte multe ori reușesc să aduc pacientul la cabinet, să pot să consult pacientul, să-mi dau seama exact despre ce este, de ceea ce este vorba, dar recunosc că nu întotdeauna. Nu întotdeauna. Pacienții doresc rapid, întotdeauna, un tratament eficient care, dacă s-ar putea, să mă rezolve într-o zi, două și să terminăm orice problemă, să poată să-și reia viața de zi cu zi fără să mai aibă vreo problemă și, în același timp, nici să nu mă mai îmbolnăvesc altă dată de boala respectivă. Nu există așa ceva în medicină. În medicină există lucruri care nu sunt să spun eu, fixe, clare, nu suntem la matematică, medicina este foarte variată și în același timp, v-am spus, este individuală, personalizată și bineînțeles că până nu faci un consult clar al pacientului, nu poți să-ți dai seama despre ce este vorba. Mai ales că este vorba de oameni, de organisme diferite și nu de cifre sau... Vezi, medicul de familie, pe lângă faptul că face un consult, are, așa cum deja încep să am și eu experiența la cabinet, are experiența pacientului pe parcursul a unor ani de zile. Cunoscându-l pe pacientul respectiv, își dă seama foarte clar de tipul de agresiune pe care îl are și atunci poate să-i facă un tratament adecvat în timp, poate să-l ajusteze în așa fel încât el să beneficieze de cea mai bună variantă a tratamentului. Deci asta este un lucru care îl avantajează pe medicul de familie. El este în contact cu pacientul pe parcursul a unor ani de zile și îl vede, de, mai ales pe copii, îl vede de la naștere și până la vârsta adultă îl ai în supraveghere permanentă, îi vezi etapele de creștere, îi vezi etapele de îmbolnăviri, mai ales intrarea în colectivitate la copii, se vede foarte clar. Este dintr-o dată un vârf de prezența infecțiilor bacteriene și virale la acel copil care până atunci nu avea nicio problemă în sânul familiei, în lipsa contactului cu alte persoane bolnave din afara familiei, nu a suferit nicio infecție și în momentul când ajunge la grădiniță, în colectivitate, bineînțeles că dintr-o dată va lua contact cu toate bolile de natură virală și bacteriană, va fi o perioadă, așa cum am discutat înainte, de sistemul imunitar la un nivel scăzut și, bineînțeles, că atunci trebuie ajutat din toate punctele de vedere, nu numai din punct de vedere al tratamentului împotriva unei boli infecțioase, dar și din punct de vedere imunitar. Dar fiecare are răspunsul lui. Sunt copii care intră în colectivitate, fac o dată de două ori o răceală, o boală și după aceea nu mai fac. Sunt alții care ne vedem nu lunar, săptămânal la cabinet, cu diverse afecțiuni, nu pentru toate primesc tratament cu antibiotic, Doamne ferește de așa ceva, dar săptămânal ne venim la cabinet pentru diverse afecțiuni, unele mai ușoare, altele mai grave, și pentru greșeli de automedicație, greșeli de îngrijire personală și în același timp îngrijiri de alimentație. Sunt cazuri și cazuri pe care le putem vedea la cabinet. Cumva problema aceasta automedicației vine și din educația medicală pe care fiecare dintre noi o are și care poate în cazul românilor lipsește de foarte multe ori. Cum ar trebui să educăm generațiile viitoare astfel încât să nu ne mai confruntăm atât de frecvent cu această problemă? Ar trebui aici să fiu un pic răutăcios, dar nu o să fac chestia asta. Nu, eu dau întotdeauna prezumția de nevinovăție a fiecăruia, pentru că toți avem, până la urmă, drepturile de a, dar trebuie să gândiți așa. Facultatea de medicină e o facultate destul de grea. Nu pentru că am făcut-o eu și mă lau cu ea sau ceva de genul ăsta. Nu există așa ceva. Dar nu toată lumea este capabilă să înțeleagă
ce se întâmplă din punct de vedere medical, într-o boală sau într-o... Nu toată lumea, discutăm de aici, nu discutăm de tot. Faptul că avem informația pe internet, mură în gură, unde ni se poate da de la cap la coadă evoluția și simptomele, evoluția și tratamentul unei, ni se pot da de la cap la coadă, evoluția, simptomele și tratamentul unei boli, asta nu înseamnă că putem să facem și tratamentul respectiv. V-am spus, fiecare om are în parte propriile lui simptome și atunci trebuie individualizat tratamentul. Ce este pe internet este ceva general, ceva pe care putem să-l citim și să ne informăm, nicio problemă. De aceea sunt persoane care pot să înțeleagă foarte clar ce este acolo, chiar dacă nu au studii medicale, dar, v-am spus, tratamentul trebuie individualizat. Odată. Doi la mână, există și foarte multe site-uri pe internet sau foarte multe surse pe internet care nu sunt reale. E posibil ca... Deci sunt total... Exact, sunt total în eroare față de ceea ce... Nu zic că sunt toate. Sunt unele foarte competente și te pot ajuta foarte... Dar sunt unele care ne duc în eroare totală. Cunoscător, poți ușor să... Asta spun. Oricând poți să faci un tratament greșit din cauza unui site care a fost pus acolo din nu știu ce motiv. Sunt diverse motivele pentru care fac asta. Și acest lucru poate să dăuneze grav unui pacient. Mai ales că automedicația aceasta poate să ducă la apariția unor boli cu care, de care mai ușor scăpăm, de exemplu hepatita medicamentoasă. Sunt foarte multe boli care pot apărea din medicație greșit administrată. Cum să nu? Sunt foarte multe boli. De altfel, fiecare medicament are trecut pe prospectul lui o serie de efecte adverse. Dacă unele pe care le administrăm principal la copil sunt lipsite de efecte adverse, bineînțeles pentru boli ușoare, că nu discutăm de altele, altele sunt foarte foarte problematice din punctul ăsta de vedere. Avem prospecte foarte lungi unde sunt scrise cu foarte multe liniuțe efectele adversele și sunt unele mai rele decât altele. Și asta este o problemă pe care o întâlnesc la cabinet. Citirea prospectului, nu zic că nu este bine ceea ce se întâmplă, și refuzarea medicației dată de către medic din cauza că undeva în prospectul respectiv, la un moment dat, este trecut un efect advers care, hai să zicem că interacționează cu situația pacientului din momentul respectiv. În momentul în care un medic scrie o rețetă, își pune la sfârșit parafa, eu așa zic, și răspunde pentru ceea ce a scris acolo, întotdeauna în mintea lui presupun că se întâmplă următorul lucru. O balanță care face așa efecte benefice, efecte adverse. Și întotdeauna în momentul în care administrez un medicament, efectele benefice trebuie să primeze în pofida efectelor adverse și a gravității acestora. Este bine știut de către toată lumea de data asta că fiecare medicament are un efect advers. El trebuie asumat și de către medic, dar și de către pacient. Pacientul de aceea este informat în momentul în care primește tratament și prin prospect, dar și de către medic. Și trebuie să accepte acele... În momentul în care pleacă din cabinet cu o rețetă și îi se spune astea sunt problemele, astea sunt și efectele adverse. În general, nu poți unui pacient să-i explici toate efectele adverse de pe un prospect. N-ai cum să faci chestia asta. Dar din practica medicală știi că un antiinflamator poate să-mi dea o ușoară creștere a acidității la nivel gastric. Poate să-mi dea chiar afecțiune gastrică, gastrită sau orice altceva. Asta e un lucru care îl atenționez pe pacienți, pentru că este un efect advers frecvent. Dar pentru un efect advers care apare odată la 1 milion de pacienți, nu ai cum să-l efect, nici nu ai cum să-l inștiințezi pe pacient de fiecare dată de câte ori îi dai. Și dânsul acolo când citește, trebuie la fel să-și asume această... Iau medicamentul pentru că mă fac bine, dar e posibil ca odată la 1 milion de pacienți să fac eu acel efect advers sau nu. De aceea, prospectul trebuie citit, nu zic că nu trebuie citit, dar trebuie cântărită decizia de a nu lua acel medicament.
Considerați că pentru a rezolva într-un fel această problemă a românilor cu automedicația ar fi nevoie și de regulamente mai stricte în privința medicamentelor care se eliberează fără rețetă la noi, în Europa, în general, nu sunt chiar atât de restrânse aceste drepturi, sunt cumva mai permisive. E un domeniu care ușor mă depășește pe mine, dar știu că în momentul de față sunt medicamente aprobate de Agenția Națională a Medicamentului și, pe urmă, de Ministerul Muncii, dacă nu mă înșel, aici vă rog să mă ajutați, sau de acele suplimente alimentare care nu sunt aprobate de către... Aici eu n-am înțeles exact care este problema. De ce nu sunt toate, fiind considerate medicamente și vândute în farmacii, de ce nu sunt considerate toate aprobate, de ce nu sunt aprobate toate de aceeași agenție? Dacă este o portiță de scăpare în așa fel încât să mai apară și alte medicamente decât cele trebuie, atunci această, din punctul meu de vedere, această portiță ar trebui închisă. Nu văd niciun motiv pentru care un medicament n-ar trebui să treacă prin orice medicament ar trebui să treacă prin același filtru. Dacă nu trece prin filtrul respectiv, atunci n-are ce căuta pe piață. Nu văd niciun motiv. Pentru că sunt medicamente pe care le administrăm oamenilor, nu ne jucăm cu ele. Atunci, dacă există o problemă cu acel medicament, atunci trebuie îndepărtat. Nu știu exact despre ce este vorba, dar noi cântărim medicamentele în momentul de față cu două... Nu vine exact cuvântul să-l spun, cu două măsuri. Așa mi se pare că se întâmplă. Normal ar trebui toate să treacă prin același filtru. Este bun medicamentul, rezistă pe piață. Nu este bun, se îndepărtează. Simplu. Asta ar fi, în primul rând, în beneficiul pacienților, bineînțeles. Nu al firmelor de medicamente. Interesul meu nu este să ajut o firmă de medicamente. Sub nicio formă. Firmele de medicamente, dacă au un produs pe piață, să-l pună și să se laude cu el. Nici o problemă, să se laude cu el pe unde vor. Pentru că este foarte important că ei să-și facă vânzare. Este interesul lor și este normal. Dar trebuie să mă ajute pe mine medicamentul respectiv. Pe mine ca medic și pe dumneavoastră ca pacient și eu ca pacient, bineînțeles. Trebuie să mă ajute foarte clar. Domn doctor, am ajuns la finalul emisiunii din această seară. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații și sfaturi utile și să sperăm că telespectatorii și radioascultătorii noștri au rămas în urma acestei emisiuni cu câteva idei generale întipărite și că vor ține cont de mai multe aspecte de acum înainte. Vă mai aștept și altă dată la emisiunea Ora de Sănătate. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost și în această seară alături de noi. Și până data viitoare vă doresc numai bine.